Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulina, alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine m-a revist. Avem 5 pirați trași pe dreapta, e vorba de cei care practicau ilegal din Caraibe sau din Calafindești, de unde-s pirații ăștia? Din județul Suceava, să le spun. Da, și asta cu pirații, că ai văzut, părerile sunt împărțite, mai ales oamenii care beneficiază de serviciile lor. Sunt mulțumiți, spunea o doamnă, domnule, îi dai cunoaștem, că e autorizat, că nu e autorizat, avem încredere în ei, că îi cunoaștem. Dar este o problemă cu transportul acesta din oraș în mediul rural, în localitățile limitrofe Sucevei, pentru că nu există suficiente mijloace de transport în comun și sunt câteva mașini care fac un program după bunul plac al patronului sau al șoferului. Sunt localități în care în această perioadă de vară își vor rări oamenii cursele pentru că nu mai au elevi. Înțeleg, nu este rentabil, dar trebuie găsită o formulă astfel încât să circule mijloace de transport autorizate. Trebuie să fie și o implicare din partea primăriilor din localitățile respective, pentru că până la urmă este vorba despre oamenii din localitățile respective. Și îi critici pe cei care fac piraterie. Evident că nu este normal. Unii plătesc taxe și impozite și unii nu mai bagă bani negri în buzunar. Dar trebuie să dai o alternativă. Oamenii respectiv care stăteau astăzi acolo și se urcau în mașini autorizate, ce să facă? Stea 4 ore până trece un microbuz care are autorizat. Curse pe acolo? Autorizat? Deci trebuie găsit o situație. Înainte erau autobuze, microbuze care mergeau prin comune, lăsau oameni. Bine, acum nici mai e industrie, e o varză totală. Nu e mai destul de complicat. Da, l-am văzut și pe europarlamentarul Petru Luhan vorbind despre măsurile anticriză. Da, domnul Luhan vorbește foarte frumos și de la Bruxelles, altfel se văd lucrurile. Când ești acolo într-o atmosferă dintre aia elegantă, ai numai idei din astea mărețe, numai viziuni globale. Dar până o să se facă asta, ce spune domnul Luhan, normal că sunt multe proiecte care zac nepuse în practică pentru că primăriile sau firmele nu au bani să cofinanțeze proiectele cu finanțare europeană. Propunerea domnului Luhan este foarte bună, dar drumul de la propunere până la realitate este destul de lung. România la acest moment are nevoie de bani. Acum nu are nevoie poimâine, are nevoie ieri de bani. Da. Și lucrurile astea poate ar fi fost bine dacă ar fi fost rostite și puse pe o hârtie și propuse cu mai mult timp în urmă, pentru că România nu acum are o problemă cu cofinanțarea. România are o problemă de mult cu cofinanțarea. De unde să scoată o primărie dintr-o comună amărâtă bani să pună 100.000 sau 300.000 de euro pentru un proiect când în localitatea respectivă funcționează două crâșme și un gater, cel mult. Deci nu, Consiliul Județean are bani, dar asta se întâmplă de mult și că nu aspiră România fonduri europene, pentru că nu are bani de cofinanțare, despre asta e vorba. Da, și iată, se încheie anul școlar la timp, în ciuda problemelor care au fost în ultima vreme. Domnul Carcalete a reușit, o mare izbândă a domniei sale, a reușit să pună presiune pe profesori să-i determine pe aceștia să încheie anul școlar. Domnul Toarșu Carcalete, mă scuz, nu domnul Carcalete, Toarșu Carcalete merită pentru asta ordinul muncii clasa 1, clasa 1-12, că a reușit să încheie anul școlar pentru munca deosebită depusă tovarăși, pentru ca școala românească să nu se termine mai repede, pentru că așa au vrut niște agitatori de profesori. Toarșu Carcalete este un foarte bun activist comunist de partid și pentru efortul pe care l-a depus, Toarșu de la partidul lui PDL ar trebui să-l decoreze pentru cu ordinul muncii de partid, clasele 1-12. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!